Lucrările de salubrizare a râului au început ieri. Muncitorii nu au putut face mare lucru, întrucât au fost luați la rost de localnicii din zonă. Nu, vreau să regularizăm apa și dacă nu am vrut. Cine n-a vrut? Dă-te din partea aia. Vecinii de pe malul stâng aveau suspiciunea că suntem din cei care au tot venit și au luat și după aceea au plecat, fără documentații, fără un proiect, fără să aibă avizul apelor. Și bineînțeles că le-am explicat că suntem aici pentru a proteja proprietățile, nu pentru a face dezastre, și ei erau neîncrezători. Reprezentanții Serviciului de Gospodărire a Apelor Române Gorj au mers astăzi la fața locului pentru a lămuri problema. Nu au reușit însă să-i convingă pe localnici că muncitorii respectivi nu sunt hoții de balast. Arătați-mi autorizația. Deci, nu autorizația, autorizația se dă pe lucrările în autorizația, în apa râului, în apa râului nu uitați decât cu autorizația. Deci, doamne, dumneavoastră ca inginer trebuie să veniți cu niște hârtii, doamne, că așa eu nu vă las până că eu sunt proprietar aici. Așa, cum să uitați, avem planul tehnic, dar nu trebuie. Planul tehnic, mi-aduceți aprobare de la primărie, doamne. Păi dacă vom întâlni probleme de această natură în fiecare zi, vă dați seama că nici nu putem să ne terminăm lucrările conform contractului, iar ploile care vor veni vor avea efecte negative asupra riveranilor, cât și asupra muncii pe care am făcut-o noi. Oamenii cred în continuare că au de-a face cu niște hoții, se tem că gospodăriile lor vor fi din nou inundate. Suntem supărați, oameni, pentru că, haideți să vedeți ce se întâmplă aici. Malul ăsta îl ia cu totul apă când vine, a fost apă până aici în curte. Deci apa a fost până aici în curte. Pentru lucrările care fac dumnealor, că... Păi dumnealor spun că vor să împiedice să facă să ce? Mai să ia, pietrișul de acolo, să-l duc acolo la drumuri. Au venit ieri, au lucrat și au mai fost în alte zile, au luat pietriș de pe albia râului și chestia când vine apa mare s-a tot mâncat. Malul deja n-a fost niciodată de atât de lat. Autoritățile locale spun că Serviciul de Gospodărire a Apelor Române nu are nevoie de autorizație din partea primăriei pentru a efectua decolmatarea râului Șușița.